Iată că a venit momentul să vă povestesc un pic despre volumul Papă Tot, rețetă pentru o copilărie firească. Este cel de-al treilea volum lansat împreună cu editura Curtea Veche. Este un volum tare drag mie. Primul pe care l-am lansat a fost în 2014. E vorba despre volumul Rămâi la masă, inspirat din viața de familie și practic regimul meu de viață, cam ce mâncam și așa mai departe. Apoi am lansat Forma Gustului, un jurnal culinar unde am povestit mai mult și despre viața mea dincolo de scenă și despre de fapt unde s-a produs acel declic care m-a determinat să am mult multă grijă la ce consum, ce mănânc, cine sunt și ce fac. Evident că urmarea a fost acest volum dedicat celor mici. De fapt, este o mână de ajutor care să vină în întâmpinarea mămicilor care poate nu mai au inspirație în bucătărie, nu știu ce să mai prepare pentru cei micuți. Așa încât mă bucur foarte mult că am reușit să-l lansez în luna iunie acestui an, imediat după pandemie. Și este în trei categorii, deci există trei capitole importante. În primul capitol am povestit despre viața dinainte de copil. Vorbesc aici despre momentul în care am aflat că sunt însărcinată. Apoi am povestit despre ce am mâncat pe timpul sarcinii, am luat pe rând fiecare trimestru în parte, la ce să te aștepți și apoi am povestit despre nașterea naturală, alegerea mea. Am și reușit cu ajutorul bunului Dumnezeu să nasc natural și am luat așa fiecare etapă din viața mea și am dezvoltat-o. Am povestit despre alăptarea exclusiv la sân, apoi despre înțărcare, despre perioada diversificării și apoi rețetele cuprinse aici sunt pentru diversificare și pentru copii de peste un an. Cel de-al doilea capitol din carte este dedicat celor mici, evident. Am aproximativ 50 de rețete de piureuri. Piureuri care sunt un pic mai deosebite, aș putea spune, față de ce găsim pe internet sau în fine ce ne-au spus părinții, că de multe ori suntem inspirați din viața noastră până la urmă, nu? Că de asta doar avem nevoie de inspirație dincolo de ce găsim. Piure din fulg de ovăz fieți în lapte de capră cu pară rasă și turmeric. De exemplu, aceasta este o rețetă de budincă, piure din ouă de prepeliță, țelină și spanac, porici din lapte de orez, cireșe și semințe de cânepă pisate, piure de paste, sos de roșii și busuioc, asta este o reinterpretare a pastelor pe care copiii le adoră, efectiv. Iar în al treilea capitol, stați puțin, nu. Dincolo de piureurile astea, pentru perioada diversificării, mai am și o gamă destul de largă de rețete pentru copii de peste un an. Aici vorbim despre supă și feluri principale, dar și deserturi fără zahăr, supă cremă de porumb și dovleac, supă de linte, apoi avem falafel la cuptor cu sos de tahini, dorada la cuptor cu baby morcov, borșul de sfeclă, care mie îmi place foarte mult și am crescut cu el, este de inspirație rusească, pentru că bunicul meu era basarabean și am mâncat și mâncare inspirată din zona respectivă. Iar deserturile sunt deserturile fără zahăr, care mi-aduc aminte de copilăria mea, colțunașe cu brânză dulce, bunica de orez cu lapte de cocos, bine, era lapte de vacă, mix de fructe, evident că poți să te adaptezi situației. Mălaiul cu lapte, nu știu dacă știți, este un desert mâncat cu pregătire în Ardeal. Și cel de-al treilea capitol este un capitol dedicat imunității și practic este realizat în colaborare cu Optometricia. Pentru că, vezi, gândim la fel și simțim la fel și considerăm că este foarte important să fim un exemplu pentru copiii noștri, să îi lăsăm să exploreze, să-i luăm cu noi peste tot, nu să-i plasăm într-o parte sau în alta,
Ok, nu judec, chiar nu judec, că cred că mamele și ea încearcă să facă tot ce pot, dar atunci când avem ocazia să-i luăm cu noi, cred că e important și pentru ei să petreacă cât mai mult timp împreună cu părinții, nu doar să stea la grădiniță sau cu bunicii sau bonele și așa mai departe. Așa se capătă și o imunitate puternică, inclusiv faptul că, în fine, copilul poate să interacționeze cu alți copii sau pur și simplu faptul că nu știu, copiii merg cu noi în vacanțe, de exemplu cu autorulota, cum mi s-a întâmplat mie anul trecut, și am luat-o pe Rita cu noi cu autorulota. A fost una dintre cele mai frumoase vacanțe. Am campat numai în afara campingurilor, am găsit niște peisaje superbe. Rita a mers desculță peste tot, pe pășune, fie în poiană, în Apuseni. Nu am înfofolit-o niciodată, am fost adepții genul acesta de părinți care nu își înfofolesc copiii. Ne-a plăcut să o învățăm să exploreze, să descopere, nu să o îngrădim. Și de fapt de aici pornește imunitatea, din primele secunde de viață, de când se naște, printr-o naștere naturală, un alăptat, lăsând și apoi, evident, faptul că nu îl împofărim pe copil, nu îl lăsăm să interacționeze cu animalele, iarăși am spus da prietenilor blănoși. Până la urmă, e important să creștem copiii dincolo de acest glob de cristal. Experiența noastră a dovedit că am făcut bine și că alegerile pe care le-am făcut au fost unele sănătoase pentru familia noastră. Așadar, ce să vă mai povestesc, că există o parte aici dedicată și lui Cosmin, pentru că mi-am dorit să existe și părerea unui tătic. Am vorbit și despre relația de cuplu după ce vine un copil pe lume și până la urmă cel mai important este să te raportezi corect la așteptările pe care le ai atunci când se mărește familia și când apare un pui în viața voastră ca părinți. E foarte important să fiți pe aceeași lungime de undă și să fim deschiși până la urmă, dincolo de absolut orice, să știți că într-adevăr copiii se cresc cu iubire și doar atât contează. Dincolo de asta, nu știu, suntem datori să, ok, să-i hrănim, să-i îmbrăcăm, să-i spălăm, să aibă somnul de prânz, parte de educație, dar dincolo de asta, cu adevărat cel mai important lucru este să fie iubiți, să se simtă iubiți. Și iată că în familia noastră a apărut Vera, acum trecem la o nouă etapă a vieții, așa că o să reluăm toate subiectele legate de diversificare și alimentația corectă a copilului. În general am făcut totul din instinct, nu sunt nicio mamă cu 100 de copii acasă, nu sunt pediatru, nu sunt medic nutriționist, sunt pur și simplu o mamă care povestește din experiența ei. Rețetele acestea sunt inspirate din viața mea alături de Rita. Ea a fost inspirația de bază, ea a fost cel mai mare jurat al meu. Și mă bucur foarte mult că a avut succes volumul, deja s-a vândut foarte bine și cred că am venit cumva în întâmpinarea mămicilor cu ceva idei care, nu știu, nu le găseau peste tot, pentru că se pare că, în fine, scriu în continuu și se pare că se bucură de succes. Așadar, volumul Papă Tot îl găsiți în librările din toată țara, îl găsiți și online, iar pe mine mă găsiți, evident, pe blogul meu lauracosoi.ro, unde povestesc destul de mult și pe larg despre tot felul de teme interesante sau mai puțin interesante. Și mă găsiți, evident, pe Instagram și pe Facebook și nu știu ce o să urmeze, dacă o să mai scot vreun volum de genul, dar deocamdată vă invit să vă inspirați din Papă Tot și să aveți mult succes!